Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi la Viața Bate Filmul. Astăzi vorbim despre fondurile de la Uniunea Europeană. Tot auzim, sunt mulți care vorbesc, sunt mulți care știu foarte, să zicem, mai puțin decât ar trebui să fie, foarte mulți care vorbesc, dar nu știu, și așa mai departe. Haideți să vorbim exact despre ce înseamnă accesarea fondurilor de la Uniunea Europeană, ce înseamnă pentru noi, pentru că dacă nu le accesăm înseamnă ceva, ce idei de afaceri ne vin atunci când ne gândim la fonduri de genul acesta și lucruri care în final se reduc la bani, cu toate că înseamnă și dezvoltare în același timp, dar ne gândim fiecare la momentul potrivit. Haideți! Fondurile. Astea sunt foarte bune. Depinde dacă se organizează aici bine ca să știe ce să facă cu ele. Că după câte se vede, nu prea se vede ce face cu ele. Foarte bună. De ce? Nu știu. Păi o părere, na, bună. Dar nu prea sunt accesate. Sunt prea puțin informat în acest sens. Nu sunt persoana potrivită să dea informații. Există totuși o informare slăbuță pentru ele. Posibil, da. Nu prea, nu știu tare multe despre ele, nu mă interesează. Nu, eu la vârsta mea nu. Asta e mai mult pentru tineret care poate să facă o mică afacere, o ceva. Da? De ce? Pentru diverse activități? Eu nu. Nu, nu. Am un job, nu prea sunt un om de acțiune. Aha, să... Da, sigur, da. În diferite circunstanțe, în meseria mea ca cercetător am depus deja aplicație pentru un proiect finanțat de Uniunea Europeană la Ministerul Învățământului, aștept răspuns. Poate așa ce s-a, dar nu. De ce? Nu ești convins? Nu sunt convins că dai mai mult decât primești sau primești cu întârziere. Păi în special pentru tineret sunt foarte mari și sunt foarte binevenite. Nu m-am implicat, dar sunt destul de accesibile. Din câte am auzit. Nu știu. Am 35 de ani când lucrez ca electrician și n-am idee. Nu mi-am făcut niciodată un plan de... Depinde. Depinde de domeniu, depinde de ofertă. Nu, e o întrebare prea generală răspuns. În domeniul dumneavoastră. Cerințele sunt competiții, sunt competiții naționale de proiecte. Se pot urmări pe site-ul Ministerului Învățământului, se pot trage concluzii. Te-am înțeles, prima dată trebuie să vii tu cu banii tăi și după aia îți dau ei banii înapoi. Deci, eu nu mă pot pronunța. Deci, asta se poate pronunța cineva tânăr, da? Sincer, nu m-am gândit, dar bănuiesc undeva spre domeniul sanitar. Nu știu. M-ați luat prea bine pregătite. În cercetare. Agricultură, cred. Agricultură? Probabil că încă e frica la tineret de a se băga în așa ceva. Mă gândesc, nu știu sigur, dar așa mă gândesc, adică încă e frica, că nu știu toți ca să organizeze bine, ca să facă ceva. Lipsa de informații? Un training în domeniu, probabil? Probabil că sunt niște oameni care nu își fac treaba undeva. Fără îndoială. Poate o strategie diplomatică. Deci o diplomație, nu știu, relațiile cu Uniunea Europeană, reprezentanții noștri în aceste relații cu Uniunea Europeană, cât sunt de persuasiv, de obicei nu știu, poate cât sunt de persuasiv, cât sunt de, știu, motivați, inteligenți. Nu. Mentalitatea mai mult. Mulți nu încearcă. Treabă serioasă, uneori spinoasă cu fondurile astea, însă în multe cazuri nu știm bine despre ce este vorba. Trebuie să realizăm și să recunoaștem lucrul acesta. Dacă știi să fii competitiv pe o anumită liniuță a ta, să zicem, și acum, bineînțeles, fac o glumă, mi-aduc aminte de vremurile de dinainte de 89, dacă știi să crești bine viermișori din aia mici care să-ți facă mătasea, apucă-te de treaba asta, dar trebuie și să știi că toată lumea se gândește, am auzit că anul ăsta se dau bani mulți ca să crești duzi. Glumesc tot pentru viermișorii ăștia de mătase. Ei, dar eu nu știu nimica. Hai că poate găsesc unul să-mi crească niște duzi, dar nu prea știu cu viermii.
Păi și atunci ce facem? Ne orientăm pe altceva. Chiar dacă e un trend, e o tendință, trebuie să încerci să accesezi niște fonduri și să lucrezi pe linia pe care te pricepi. Dacă tu știi să faci bine sarmale, nu știu, caut o variantă să faci sarmale pe fonduri UE. Glumesc puțin, bineînțeles, dar puteți încerca pe linia pe care vă pricepeți și știți bine. Și atunci, sigur că toate cerințele alea par în anumite condiții mai grele, pe aici, pe acolo, dar atunci când știi cu adevărat cu ce se mănâncă treaba la care muncești, e ceva mai simplu. Și implicit cerințele astea par uneori mai mici. Și da, a punctat foarte bine un interlocutor de-al nostru, poate mai multă diplomație din partea lor noștri, ca să știm și noi cum să negociem mai bine cerințele pe plan local, că tot de la un nivel mai înalt vin. Da, ce știu eu, prea multe. Vă așteptăm pe Viața Bate Filmul pe Facebook, pe www.bf.ro, SMS-uri dacă vreți să ne trimiteți la numărul pe care îl știți. Pentru Viața Bate Filmul, Steve, din UE. Ianis, materiale pentru construcții. Oferim clienților o gamă variată de produse, materiale pentru construcții, BCA, blocuri ceramice, cărămizi, ciment, var, plase sudate, fier beton, profile metalice, amenajări interioare, teracote, gips carton, vopsele, lacuri, parchet, uși interior și exterior, gresie, faianță, obiecte sanitare. Asigurăm transport gratuit. Cauți parchet? Vino la noi! Ia 20 de metri de parchet și ai 5% discount! Ianis.com. Aproape tot ce ai nevoie pentru o casă. Într-un spațiu relaxant, special și modern, puteți găsi noul spital de îngrijiri paliative Ilișești Suceava. Obiectivul nostru este de a asigura asistența medicală a pacienților de îngrijiri paliative, oncologici și non-oncologici, la cel mai înalt nivel calitativ, având în acest sens o echipă multidisciplinară de profesioniști, dotări și echipamente moderne și protocoale specifice utilizate la nivel internațional. Mai multe informații pe www.spitalulilisesti.ro. Noi dăm sens vieții.